Bună seara! Da. Bună Bună seara! seara! Puțin trecut peste ora 7, cu o mică întârziere din motive tehnice. Venim din nou cu o undă verde, cu precizarea că luni n-am reușit să facem nici atâta lucru, deci azi stăm mai bine. Mă bucur că îi am alături pe doamna Virgi Nicolae, colega noastră verde de pe la Craiova, care, ne spun colegii, a călătorit sau a locuit foarte mult în Occident, în Franța, și domnul Emil Ștefan Ghibu, care nu este membru al Partidului Verde, este poate simpatizant al nostru, înțeleg că se cunoaște bine cu colegul nostru din Suedia, Gabriel Ursescu, și dânsul locuiește în Suedia și nu întâmplător are numele Ghibu, pentru că e nepotul celebrului politician, om de litere și disident politic, Onisifor Ghibu, care a contribuit în măsură covârșitoare la Marea Unire din 18, unire pe care a început-o Basarabia, patria mea de origine. Eu sunt Oleg Brega și eu recent membru al Partidului Verde, basarabian, dar acum din drumul taberei de la București. Stimată doamnă, stimați domni, vă propun să discutăm despre România de ieri și România de azi, pentru că despre România de mâine poate nu avem destule date să facem pronosticuri. Nimeni nu s-a așteptat acum 2 luni că vom avea stare de război, situație de urgență. Vă rog pe rând să vă prezentați, cu ce vă ocupați, unde anume sunteți sau ați fost în Occident. Eventual precizați dacă vreți și relația cu Partidul Verde, după care să vorbim despre patria noastră a TUS 4. Da, toată lumea cedează doamnei întâi, tate, o ascultăm pe doamna Verge. Vrea și Gabi o introducere. Niște chestii interesante. Gabriel, să spun, sunt membru din noiembrie anul trecut al Partidului Verde. Am să vă fac o mică istorisire. S-aude cam încet, da, e adevărat. Da, am să vă fac o mică istorisire cum l-am cunoscut eu pe domnul Ghibu. A fost o surpriză total plăcută, am rămas paf. Organizasem în fața ambasadei din Stockholm o manifestație cu un mare steag, deci mare, vreau să spun, ceva gen lung de vreo 10 metri, cred că, și lat de vreo 3 sau 4 și... cum era dimineața, nu mă așteptam oricum să vină așa multă lume, dar oricum mai aveam pe lângă mine pe colegul de la Acord Diaspora, Cristian Topor. Și a venit un domn, trebuie să uite acolo, zic, mă, zic, o fi un suedez, așa mai curios, că domnul Ștefan este așa mai înalt, mai... Și zic, ok, se uite, se vadă una alta, că așa e stilul la suedez. Și am intrat în vorbă și zic, și zice, domnul, așa am făcut cunoștință, și după aia începe să spună mai multe chestii și am rămas impresionat. Mă vine să cred, am crezut că m-am întors în spate cu vreo 100 de ani, să zic așa. Zic, a fost o mică parte de istorie și uite așa a început povestea noastră de prietenie și domnul Ghibu am întins acel steag într-o dată simbolică, fiindcă era anul centenar și am reușit să ținem prietenie și chiar să facem proiecte împreună. Și vreau să vă spun încă o dată, în premieră l-am invitat pe domnul Ștefan Ghibu ca și membru de onoare la Partidul Verde și acum rămâne domnul să spună dacă acceptă sau nu. Mulțumesc mult, domnul Ghibu, mulțumesc mult, doamna Verginica. Dacă s-a vorbit despre asta, continuați, domnul Ghibu. Da, bine atunci, da. Da, ne cunoaștem de într-adevăr de atunci și am ținut legătură tot timpul. Am avut mai multe proiecte împreună și cu Partidul Verde înțeleg că ar trebui să fii cetățean român. Eu nu sunt cetățean român pentru că atunci când am părăsit eu România, am fost obligat să renunț la cetățenie, era în 88 și dacă nu renunțai la cetățenie, nu puteai să primești, adică familia nu primea dreptul să plece în străinătate. Deci și așa au durat 2 ani până când au reușit să vină, practic după Revoluție. Deci
E greu, adică membru simpatizant sau oricum simpatizant sunt, pentru că l-am ascultat pe domnul președinte Florin Călinescu. Florin Călinescu și îmi plac ideile lui, sunt chiar ok în tot felul și practic, fiindcă nu este politician de carieră, îi dau tot creditul. Politicienii de carieră m-au dezamăgit absolut toți și din toate partidele. Da. Și mulțumim, sunteți în Suedia acum, o să vorbim acum și despre România din perspectiva migrantului. Să ne zică și doamna Virginica de unde da. Este, cum a ajuns în Eu Occident. Sunt doamna... Vă rog. Eu sunt doamna Virginica Ludeini, Nicolae, numele de fată, de asta mi-ați găsit pe Facebook ca Virgi Nicolae, Nicolae fiind numele meu de fată. Vorbiți despre Occident, ați spomenit de Franța. Eu nu am stat în Franța, am trăit într-o regiune francofonă în 90, la sfârșitul, înaintea Revoluției chiar, am plecat și m-am întors pentru Revoluție, puțin după, deci nici o lună după ce plecasem, m-am plecat la Casablanca în Maroc, care este o țară pe coasta de nord a Africii, dar o țară francofonă, bineînțeles, de asta probabil ați făcut referință la Franța. Nu aveați de unde să știți că eu nu am, bineînțeles, perspectiva nord-africană e și mai interesantă, cum se vede România de acolo. Da, deci, da, chiar pot să vă povestesc multe despre comunitatea noastră de români și românce din Maroc, care era foarte numeroasă la începutul anilor 90, deja acum a devenit din ce în ce mai subțire cantitativ, dar avem o relație foarte frumoasă cu ambasada română și cu toate, am fost la curent cu totul ce s-a petrecut în țară, chiar când mă întorceam în țară de 2-3 ori pe an. Sunt recent întoarsă, recent asta înseamnă de 3 ani, fetița mea devenind mare, luând bacalaureatul, a vrut să facă medicina la Craiova, orașul de naștere al meu și al ei. Și eu am făcut facultatea la București și sunt de profesie profesor de chimie și fizică, ceea ce am și profesat în Casablanca. Minunat, frumos. Întoarsă în România, să vă spun, am cochetat cu ideea puțin, am fost doar simpatizantă, deci acum e verde în față și sinceritate maximă. Okay. Am cochetat înainte să vă cunosc, am cochetat cu ideea USR-ului. Mă încurajau. Scurt timp după aceea m-am desumflat repede și am făcut cunoștință cu ideea îndrăzneață a domnului Călinescu de a promova și a crea Partidul Verde în România, ceea ce eu sunt o verde de mică în suflet și în concepții, deci am sărit pe ocazie și am zis de ce nu sunt alături de voi. Să spun așa, ideea de partid acum, clasa politică în general, văzută din perspectiva omului de rând și a societății civile în general, este o noțiune deja deșuetă, în sensul că oamenii și-au pierdut încrederea în tot ceea ce se cheamă clasă politică. Verdele însă, este momentul ca să iasă pe val. Să joace în divizia, ca să fim sportivi, da? Este momentul în care verdele trebuie să decidă, pentru că ceea ce nu a făcut până acum, dacă stătea bine ca într-un guvern, oricare ar fi fost el din orice lume, din orice țară, să fie acolo atașat în clasa politică, n-a avut niciodată o putere decizională, da? În politică, mai ales în politica românească, verdele n-am prea avut ce să spună. Acum cred că este cu tot ceea ce trăim, ceea ce
nu ne închipuiam că o să se întâmple așa ceva, cred că Verdele are ocazia acum să își spună cuvântul. Cu asta sunt eu. Da, Puțin, mulțumesc. Scuzați-mă dacă cuvintele se amestecă în gură, o să mă repoziționez și să încerc să fac propoziții mai simple. Despre Verde se poate spune și interpreta în tot felul. Vreau să vă amintesc că în perioada interbelică erau niște verzi la putere, dar sper că nu vrem să ne asemănăm cu verzii cei acum. Verzii europeni sunt progresiști, sunt pentru drepturile omului, pentru diversitate, pentru că de când aceia erau niște verzi naționaliști, eugeniști, profund bigoți, foarte religioși, și n-a dus la bine acea verdeață. Deci trebuie neapărat să ne delimităm de acea verdeață, no, tocmai în contextul că acum ne amintim de istorie. Și atunci vreau să-l întreb pe domnul Ghibu. Vreau să-l întreb pe domnul Ghibu, privind acum peste generații, credeți că s-a schimbat mult România de atunci, din perioada interbelică, când era foarte activ și vizibil bunicul, după aceea și tatăl dumneavoastră, probabil? Cred că l-am văzut pe unul dintre Octavian Ghibu, l-am văzut la Chișinău, la inaugurarea vreunui bus pe acolo, poate chiar al lui Octavian sau al lui Onisifor Ghibu. Eu știu despre ce-i vorba, pentru că am fost și eu la Chișinău în relații de afaceri, cumva, pentru că după Revoluție, deci eu am făcut facultatea la Timișoara și sunt de profesie inginer, acum sunt pensionar, dar după Revoluție am lucrat în România ca reprezentant al unei firme multinaționale de aici, din Suedia, de fapt din Anglia, și cu ocazia asta am ajuns și la Chișinău, pentru că era în zona mea de influență, să spun așa. Aveam Moldova, Ucraina, România și Israel, din cauza că în zonele astea se vorbea românește. Și cu ocazia asta am fost în Moldova, am fost primit extraordinar de frumos, pentru tot din cauza că eram din familia Onisifor Ghibu, și am văzut și piața în care este obeliscul cu Onisifor Ghibu și cu fiul lui Octavian, care i-a preluat munca după ce el a murit. Și am văzut recunoașterea meritelor lui acolo, în partea românească a Moldovei, că am fost destul de nemulțumit când am văzut că practic limba rusă era prima, nu limba română, ceea ce chiar m-a dezamăgit. În gară, nu, poate fi o impresie greșită. Când sunteți acolo, în mediul de la gară sau pe undeva, pe la Bălți, exact, poate să vă pară că sunt mai mult români, la sunt mai mult ruși. Dar de fapt română bine. E, pot să zic, stăpân acolo în Republica Moldova. Poate ceea ce și-a dorit și bunicul dumneavoastră. Deci aveți o impresie bună despre Republica Moldova. Credeți că acum sunt la fel de actuale planurile lui de atunci să reunim cele două teritorii? Atunci Basarabia era altă formă știu, pe hartă, da. Altă realitate era. Eu am copilărit, să zic așa, în casă la Onisifor Ghibu și am cunoscut multe din povești, din activitatea lui, pentru că i-am imprimat pe casete memoriile. Și cunosc foarte bine situația din acea perioadă. A fost într-adevăr o muncă extraordinară ca să poată să coaguleze forțele politice în așa fel încât să ajungă la acea unire. El a fost cel care a introdus abecedarele în limba română în Moldova și este, deci, practic limba română, aproape pe cheltuială personală. Față de situația de atunci, eu am vorbit cu oameni implicați în politică atunci când am fost în Moldova, și erau sceptici, ei erau sceptici, încercau să-și facă curaj. Au trecut ceva ani de atunci, nu știu cum s-a îmbunătățit situația sau s-a înrăutățit, aia nu mai știu, dar atunci era un scepticism destul de serios în legătură cu posibilitățile de unire într-un viitor foarte apropiat. Păi asta vreau să vă provoc, să medităm, mai sunt de actualitate ideile de atunci, care cumva deja erau învechite la începutul secolului 20, de ideea de stat național,
Da, acum, în mileniu 3, deja nimeni nu se mai gândește la asta. Lumea se fermițează, au ajuns la 200 de state în Organizația Națiunilor Unite, se separă fiecare bucățică, vrea și Catalonia să se separe, vrea și Quebecul să se separe, Scoția vrea să iasă acuși din Marea Britanie, Kosovo a fost recunoscut o țărișoară mică. Deci se pare că nu mai e de actualitate ideea de state unitare. De actualitate, da, și eu cred că cel mai normal ar fi intrarea Moldovei în Uniunea Europeană și atunci treaba este ca și rezolvată. Da, nu că, nu că s-ar rezolva toate drepturile pentru toți românii, pentru că avem români în jurul României o grămadă, pornind de la Grecia, absolut, Macedonia, unde te întorci găsești români. Nu mai spunem, iată, că s-au găsit și în Maroc. Spune doamna că erau mulți. Acum ce facem? Unim toate pământurile unde sunt români și în Noua Zeelandă. Comunitatea de mai mult de 5.000 de români. Cât sunt? Marea majoritate lucrau în învățământ. Cum, doamnă, vă rog să repetați că nu se aude? În timpul acela, marea majoritate a comunității române se profilau ca profesori în învățământ, trimiși cu contracte de statul român. Din timpul epocii deja apuse al lui Ceaușescu, avea bune relații cu lumea africană și arabă. Păi, în zona Timocului, în Serbia, de acum, sunt foarte mulți români, care o parte din ei am întâlnit aici în Suedia și am avut relații cu ei. Deci, aproape câteva sute de mii de români sunt acolo. Da, și numai din păcate, în Timoc. Da, și din păcate nu au drepturile sârbilor din România, dacă este să facem un studiu comparativ, și ceea ce fac mai mult pe riscul lor, și faptul că acum câțiva ani de zile nu li s-a acordat în secolul acesta să aibă o casă, dacă nu mă înșel, o bibliotecă sau o asociație, nu, era vorba de biserică, nu statul sârb nu dorea ca românii de acolo să aibă biserică și au făcut tot posibilul ca aceasta să nu se construiască. Și dacă nu mă înșel, un domn preot a făcut din garajul lui sau ceva de genul ăsta, a improvizat o biserică. Nu știu stadiul ăsta, dar este o temă foarte, foarte interesantă și actuală, zic eu, pe data viitoare. Am să fac o mică paranteză, avem ceva comun și cu Marocul, avem Alba Iulia, dar avem și Casa Blanca. Tot Casa Albă, nu? Dacă vreți să îmi permiteți să fac și o mică paranteză apropo de subiectul pe care l-ați atins mai înainte, apropo de biserici, vreau să vă spun că în Casablanca, comunitatea și în tot Marocul, comunitatea ortodoxă, nu mai vorbesc de cea catolică care este cu mult mai mare, dar cea ortodoxă a beneficiat de biserică în toată regula, bineînțeles era proprietatea statului elen al Greciei, dar toate sărbătorile și slujbele ortodoxe au putut fi făcute de către preoți români, ucrainieni, greci și ce mai erau. Dar din toată lumea ortodoxă, iar românii noștri vreau să spun că nu au fost cu nimic frustrați vis-a-vis de a practica spiritualitatea și religia lor. Deci am toată 28 de ani că am stat. Dacă tot am ajuns să vorbim despre religie și de biserică, vreau să spun că am luat lumină de pas de la biserică. Vreau să vă spun că în Republica Moldova biserica majoritară e pravoslavnică rusă, subordonată Patriarhiei Rusiei de la Moscova, și chiar zilele astea a intrat în gura presei pentru că a ieșit cu niște declarații înspământătoare despre pericolul 5G, despre chipuri, despre vaccinuri și tot așa. Și se pare că biserica rămâne un agent de influență străină, poate nu știu dacă Bor, dar Borul nostru de dincolo, ortodoxă rusă, e un agent destabilizator al societății și cred că viitorul e altfel, cum e de exemplu în Suedia. Biserica să nu aibă atâta influență în funcționarea statului cum au bisericile musulmane sau cum are biserica ortodoxă în Grecia, care știu că acolo e stat
religiilor Separarea stat puterii de ortodox. stat de religie este clar, cum să zic, principiul laicității, după mine. Deci nu are ce să caute biserica sau orice altă religie în stabilirea legilor statale. Păi, Adică și nu uitați-vă acum sunt două lucruri complet diferite. cu ocazia acestei crize medicale, tocmai am constatat că biserica nu prea este adecvată vremurilor. Insistă să facă împărtășanie cu aceeași lingură, să pupe icoane, să pupe moaște, când să știe orice medic îți spune că e pericol și nu doar de COVID sau SARS-CoV-2, dar și de herpes, și de hepatită, și de tot ce vrei în astfel de ritualuri. Nu vor să le Cred că schimbe și gata. educația poporului, Și a murit adică acum un nu e chestia de episcop. bord sau de spirit. Eu cred că poporul aici, educarea poporului în stil progresist și lărgirea puțin a orizontului prin școală și prin calitatea școlii, atunci biserica n-ar mai avea nicio putere să aibă la cine să împărtășească cu aceeași lingură. După modesta mea opinie. Eu Deci zice dacă să poporul ar spune, deci omul de rând, aș fi conștient că mie o aș lua boală, chiar dacă puterea Dumnezeu este mare, dar că acea linguriță stă în mâna unui simplu om, da? Care este trecută prin toate mediul umid, cum ar fi gura, deci bineînțeles că eu nu m-aș mai duce să mai iau acea linguriță în gură, chiar dacă preotul mi-o întinde. Deci un pic de conștiința ridicată și lucrat la progresism din toate punctele de vedere, Numai n-ar că mai da ocazie la... în România te duci în școală și tot de biserică dai, mai ales de biserica majoritară, că alte culte nu prea au acces, dar biserica majoritară nu doar că are acces, dar și e plătit acolo. Preoții care predau idei religioase în școala laică sunt plătiți ca învățători, ceea ce trebuie schimbat, ca atitudine și ca lege. Efectiv. Sunt Da. complet de acord. Sunt complet de acord. Domnul Ștefan, da, spuneți ce ați vrut să zic, Poate dacă chiar tot la ați tema ajuns la bisericii. acest subiect. Apropo de biserică și de modul în care se lucrează, când am ajuns în Suedia, am fost cumva într-o biserică suedeză ortodoxă, singura biserică ortodoxă din partea asta, din peninsula scandinavică. Și în această biserică care era în Malmö, am fost împreună cu preotul, făceam slujbele religioase și când se făcea împărtășania, se dădea o bucățică de pâine pe care o punea, doar o îmbiba în apă și o dădea omului, nu cu linguriță, nu cu treburi de genul ăsta. Pentru că treaba În Suedia este se doar mutează o în apă, zătelnică. nu În aghiazmă, Poftim? probabil, nu e apă Dar în simplă. Suedia se Da, mutează în în apă? aghiazmă, bineînțeles. Nu, 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 în vin, în vin. Andrei. Însă treaba asta cu lingurița, asta nu vine de la Iisus Hristos. Asta vine de la unii care s-au gândit ei cum să facă niște reguli. Și deci pot fi Niște schimbate dogme și oricând de reguli. altfel. Bun, haideți să terminăm cu acest subiect. Vom avea ocazia altă dată. Domnul Ghibu, aș vrea să vă pun o întrebare. Cum vedeți dumneavoastră, prin prisma unui nepot, a unei personalități atât de importante în istoria României, perioada asta de trecere de acum 100 de ani, al doilea război mondial, comunism și pseudo-democrația asta care o avem de la Revoluție încoace, cum vedeți noastră și încotro credeți noastră că ne îndreptăm? Ați putea face așa o mică trecere? Așa, da, cum să zic, greu de spus, dar oricum trecând prin comunism, care am văzut ce înseamnă, și comunismul de fapt te învăța să minți și să nu faci nimica, să asculți cu sfințenie ce se spune și eventual să repezi mai departe ca un papagal. Lucrul ăsta eu nu l-am putut accepta, având și experiența și având și exemplul lui Onisifor Ghibu și punând exact adevărul, am ajuns să fiu
în grațiile securității și în final ar trebui să părăsesc România. Dar după revoluția asta, așa zisa revoluție, în care în prima fază a dispărut sunetul. Da. Am gata să plecăm cu mașinile și să ne ducem să luptăm pentru libertate. Și când am stat un pic și ne-am gândit că nu trage nimeni în aia care sunt în tribună, ci trage în aia care sunt în piață, am zis stop, aici nu este ce trebuie, pentru că orice om normal la cap ar fi tras în conducătorii mișcării, nu în oamenii din piață. Și ne-am dezumflat imediat din 25 decembrie. Noi am știut exact ce se întâmplă în România și am fi transmis soției în țară că ce văd ei acolo este o mare, mare păcăleală. Și așa a și fost. Și continuă păcăleala în partea aceasta. Domnul Ștefan, da. Ați fost și la 10 august 2018, ați luat niște gaze acolo. Am luat din greu, cum, da. Da, cum ați văzut treaba asta și cum considerați? Puteți face o comparație între ceea ce a fost la 10 august și la Revoluție? Există termen de comparație sau lucruri comune? Păi sigur că da. A fost și atunci a fost o mascaradă pusă la cale de niște oameni care pe urmă au luat puterea și în 10 august s-a văzut foarte clar. Totul a fost organizat, totul a fost pe etape, exact. Pentru mine n-a fost nicio surpriză, eu eram chiar în prima linie acolo, am văzut exact ce s-a întâmplat și nu poate să mă păcălească nimeni că a fost o neorganizată de la cel mai înalt nivel. Adică e clar. Păi, guvernarea așa și pretindea că a fost organizat de diaspora, o încercare de lovitură de stat. De asta a fost necesar să intervină în forță. Poftim? Așa și pretindea guvernarea că e o tentativă de lovitură de stat organizată de diaspora, de forțe oculte, externe. Păi da, și așa au și organizat represaliile. Pas cu pas, eu am fost acolo de la, poate printre primii, am fost în piață, în ideea de a vedea exact ce se întâmplă. Păi nu erau decât 50 de oameni în piață și erau jandarmii pe două rânduri cu căști, cu buteliile de gaze și cu... Aveți conexiunea cam slabă, dispare omul. Suntem mai mulți la noi, da? Și pe urmă, încet, încet, fiecare etapă de derulare s-a văzut foarte clar, oamenii aduși de ei ca să arunce cu pietre. Deci am fost acolo, era... Cum ziceți, cum ziceți dumneavoastră despre scenariul acela de la Revoluție, s-a repetat și în august 2018, ba mai mult aici în drumul Taberei, văd un obelisc lângă o unitate militară inaugurat de SRI acum 5 ani, se pare, în care spune pentru victimele luptei cu teroriștii. Deci ei și acum, da. SRI-ul și acum pretinde că au luptat cu teroriștii, când de fapt totul a fost o invenție a lor și teroriștii erau tot ai lor sau polițiști sau militari sau cine putea să fie teroriști. Deci vă dați seama, dacă aceiași oameni au rămas în aceiași funcții, normal că nu o să se comporte altfel. Să ne spună și doamna Virginia cum a văzut Revoluția, dacă ziceți că a lăsat Nordul Africii să vină la Revoluție. Eu Revoluția am făcut-o, m-am întors în țară în noiembrie, la sfârșitul noiembrie, iar de Revoluție am fost prezentă în fața primăriei din Craiova, nu am făcut-o în București, alături de o mare de oameni. Mama mea, de când copil atunci, copil, aveam 20 de ani, m-a urmat și era cât pe aici să fie călcată, de fapt la un moment de panică a fost chiar călcată în picioare. Eu am fost entuziasmată, am fost, strigam, n-am avut voce săptămâni întregi de dorința de libertate pe care o aveam toți atunci. A fost un moment euforic pentru noi tinerii care am fost născuți
fi crescuți într-o dictatură comunistă, pentru noi a fost un moment extraordinar. Bineînțeles că a fost un moment frumos, ca orice frumoasă minciună. Mai târziu, cu maturitatea venind, ne-am dat seama că de fapt am trăit un spectacol regizat. O mică piesă de teatru și că puterea dintr-un regim a trecut într-alt regim, legile se dau pentru a fi ascultate și de poporul, de omul de rând, dar cei de sus care au puterea funcționează la fel ca în orice regim dictatorial. Iacătă că nu poate fi, avem vorbe frumoase, fiecare partid vine cu anumite speech-uri și programe extraordinar de frumoase, de la echitate, justiție, protecție socială, protecție de mediu, egalitate între sexe și așa mai departe, dar ajungând la putere, niciunul, dar niciun partid până la ora în care vorbim acum, nu am văzut un progres în ideea, în ideile pe care le expun. Chiar azi, da. CNCD a penalizat, a pedepsit niște partide pentru că n-au avut la ultimele alegeri, se pare, la europarlamentare, destule femei pe liste, a pedepsit pe viceprimarul Capitalei pentru idei homofobe, l-a pedepsit pe președintele Iohannis pentru idei antimaghiare. Deci iată că politicienii noștri nu ezită să folosească limbaj niște pedepse toxic. Așa de ochii televiziunii și a poporului. Vedeți? Da, dumneavoastră, ce pedepse vreți? Cum credeți că ar trebui să fie biciuiți public sau cum? Nu, departe de mine chestia asta. Dar eu cred că trebuie o reformă la nivel general, o resetare a tuturor principiilor și o transparență efectivă, de o claritate a apei de izvor. Nimeni, unde aveți așa model? Unde aveți așa model de funcționare a societății și a statului? În Belgia 3 ani n-au putut să numească guvernul. Peste tot există intrigi, prefăcătorie, demagogie. Doar rar, ca excepție. Stilul mafiot este prezent în politică. Asta exact, e clar. Exact. Nu mai spun că în Italia până mai ieri un vicepremier era neonazist, nu? Cred că Scandinavia e un bun repel pentru noi. Haideți să învățăm de la experiența scandinavă. Da, Gabi. Exact. Înainte să dăm cuvântul la domnul Ștefan, o să facem un pic pauză publicitară. Dar cum? Este ziua albinelor astăzi. Să nu uitați. Și Partidul Verde. Da, este, Partidul Verde este unicul partid în România, partener al inițiativei civice europene, deci la nivel european, în ceea ce privește salvarea biodiversității și a fermierilor, și veți vedea acolo, am pus în linkul direct unde poate lumea să semneze. România trebuie, are o cotă de 24-25 de mii de semnături și la momentul actual avem undeva la 17 mii de semnături adunate și vrem să facem cota de țară. Distribuiți și semnați această petiție. Mulțumesc! Domnul Ștefan... La Dolce deja în curs asta. Se semnează. Domnul Ștefan, dumneavoastră ați fost și sunteți implicat și civic. Care este nivelul de implicare din Scandinavia, din Suedia, pe parte civică și politică, și care este în România? Ați putea face o comparație? Păi, comparație este, se poate face, numai că diferențele sunt extraordinar de mari. Mă uitam acum, deci în Suedia poți să consider că politicienii au în vedere binele general. Da, asta este impresia mea. De ce este treaba aceasta? Pentru că pe listele care le-am văzut și pe care le votez când merg să votez, sunt oameni normali, oameni profesori, ingineri, doctori, șoferi. Nu, șoferi, deci oameni de rând care vor să facă politică. În România, pe liste sunt numai
să fiu civilizat, nici nu știu cum să le zic, dar probabil că numai mafioți, din cum se comportă pe urmă în continuare și cum își dau legi pentru ei și cum acționează totdeauna numai în interesul personal. Aici în Suedia nu acționează în interesul nostru și dovadă, de exemplu, acum, în această perioadă, este că nu politicienii fac politica Suediei în legătură cu COVID-ul. Politicienii ascultă de oameni de specialitate. Și acești oameni de specialitate vin și ne explică în fiecare zi situația cu această așa zisă pandemie, care de fapt este o infecție virală obișnuită, fără care nu trebuia să aducă niciun fel de măsuri drastice de oprire a activității economice și de îngrădire a unor drepturi elementare ale oamenilor. Aici este diferența. La noi, în România, apar numai politicienii să vorbească, iar în Suedia apar specialiștii să vorbească. Nici nu știu dacă l-am văzut pe primul ministru mai mult de 3 sau de 4 ori apărând circa un minut și spunând doar atâta. Ascultați ce spun specialiștii. Iar regele n-a apărut poate niciodată. Deci la noi politicienii câștigă puncte electorale pe baza unei infecții pe care au exagerat-o tocmai din cauza asta, să poată avea putere și să facă orice vor ei cu oamenii din țară. Eu îi spun acum termopolitică, efectiv o dată lumea raznă. Păi termometrele, da, da, cu termopolitică. Păi lumea a luat-o raznă pentru că din oră în oră la televizor se creează impresia asta de frică, de teroare. Ai ieșit din casă, te omoară virusul, te-ai îmbolnăvit, nu mai ai nicio scăpare. Nu, nu e așa. 80% din oameni nici nu știu că l-au și din ei alți care eventual au 15-16% îl fac într-o formă foarte ușoară. Foarte puțini ajung în formă gravă și ăia numai dacă n-au fost atenți și nu s-au dus din primul moment la doctor sau au niște comorbidități foarte serioase care le pun oricum viața în pericol. Aici am să-l completez pe domnul Ghibu, fiindcă am urmărit fenomenul din Suedia și eu fiind de aici. Majoritatea decedaților, undeva la 80-90%, au fost de rândul oamenilor bătrâni, deci de o anumită vârstă și o anumită condiție fizică. Și ce mi-a în acest moment specialiștii au recunoscut eșecul că nu au reușit să protejeze aceste persoane în vârstă așa de bine cum au făcut cu celelalte populație. Deci asta cred că este diferența, să recunoști că ai greșit. Pe termen lung eu cred că Suedia o să câștige, fiindcă parte din economie nu este oprită, deci ea funcționează, merge. Da, unele dintre firme au dat faliment sau unii și-au pierdut locul de muncă, dar grosul mod au reușit să administreze economia, partea asta sanitară, cred că mult mai bine și se vor renaște din această perioadă mult mai bine decât multe alte țări. Mulțumesc! Aș vrea numai să adaug un pic la treaba cu îmbolnăvirile din Suedia. O bună parte din cei care au avut probleme serioase de sănătate au fost oameni veniți din țări în care nu erau educați ca să aibă o higienă ca lumea și nici nu s-au integrat în societate în sensul de a învăța bine limba și de a înțelege ce se întâmplă. Și dau în Stockholm, de exemplu, cele mai afectate zone în care au fost mai multe decese, au fost zonele în care au fost acești oameni veniți din alte părți, care nu cunoșteau limba, n-au știut ce li se întâmplă și pur și simplu au murit pentru că n-au știut să se ducă la doctor. Și să se informeze. De greu.
necunoscând limba și nefiind, și atunci și din cauza asta, oficialitățile suedeze au recunoscut că au dat prea puțină importanță celor veniți din alte părți ca să îi integreze în societate în așa fel încât să înțeleagă despre ce-i vorba aici în Suedia. Și în România am văzut zilele astea multe știri despre migranți care lucrează la noi, nu numai bone filipineze sau muncitori vietnamezi, dar lume și din Maroc și de unde vrei, care tot așa, neștiind limba, neavând condiții, sunt supuși riscurilor mai mari, sunt categorii vulnerabile. Pe lângă oamenii care trăiesc la țară, nu au apă curentă, nu au unde să se spele, nu au avut săpun de câteva luni, li s-au terminat banii după prima săptămână de carantină și nu mai aveau nici ce să mănânce. Și statele, măsura civilizației statului e în atitudinea față de aceste categorii marginale. Migranți, săraci, bolnavi, bătrâni. Și se pare că e mare diferență între Suedia și România. Da. Dacă poți adaug și eu ceva. Sigur. În această inedită criză pe care o trăim în ziua de astăzi, noi ca românii, a spus că în Suedia apar specialiștii care vă informează poporul. Și aici, Ministrul Sănătății și toți oamenii care studiază această criză, pandemie, care face ravagii în toată lumea, ne spun și ne avertizează, dar România s-a aliniat puțin la politica țărilor europene, precum Franța, Spania, Italia, Germania și așa mai departe. Deci noi suntem puțin cam în clasă cu ei, ca să zic așa, și le urmărim politica lor. Vorbesc noi, nu eu. Guvernul de la... Mai este o chestie care și domnul Ghibu a punctat foarte bine aici. Aspectul cultural în această pandemie a contat foarte, foarte mult. Și am citit presa suedeză și acele decese au fost mult mai mare, așa cum a zis și domnul Ștefan, în rândul ortodoxilor, atenție, da? Și în rândul populațiilor, dacă nu mă înșel, dintr-o zonă unde sunt musulmani și unde aspectul cultural este diferit de acea răceală suedeză, hai să o spunem așa, sunt mai pupăcioși, să zic așa, sunt mai balcanici, ca să dau o comparație care ni se potrivește. Și automat acest virus a răspândit mult, mult mai mult. Aici, evident. În sudul Stockholmului există o localitate unde se construiește, este fabrica Scania și unde o parte din localnici sunt ortodoxi sirieni, de fapt. Și relaționarea între ei în cadrul familiei, în cadrul anturajului este total diferită. Și da, aspectul cultural contează foarte, foarte mult și în această... Și acum ce să facem? Să trecem la modelul suedez, să nu ne mai pupăm și să nu ne mai manifestăm iubirea și afecțiunea față de cel de lângă noi? Putem să ne salutăm chinezește, de exemplu, dacă ne plac alte modele. Ne salutăm așa, de la distanță, în mod tibetan. Da, vă spun, pot să vă spun un lucru care chiar astăzi l-am întâlnit. Eu fac așa cam în fiecare zi, cam 2 ore jumătate, mă plimb prin Stockholm și văd ce se întâmplă. Sunt foarte curios să văd cum reacționează lumea. Și de câteva zile îi văd pe tineri care se întâlnesc prin oraș că se iau din nou în brațe. Nu se pupă, pentru că asta nu era o chestie, nici înainte ne se pupau, dar treaba aceasta cu luatul în brațe era o chestie firească și fără niciun fel de emoție au trecut din nou la un astfel de comportament. Deci este un comportament absolut normal. Uman, care nu o poate să dispară. Da, nu poate. Deci nu poți să mergi pe ideea de a opri relația între oameni. Este incredibil. Da. Cert este că această pandemie va duce umanitatea spre altă direcție. Ne-am păstra această manifestare de afecțiune între noi umani, dar comportamentele or să se schimbe radical.
Nu vedeți că deja de 2 luni stăm în casă? Acum în România s-a dat această ușoară relaxare, stare de urgență transformată în stare de alertă. Mă gândeam totuși că oamenii și tinerii or să invadeze parcurile, or să facă iar acele reuniuni frumoase ale lor, în care mă alăturam și eu de câteodată. Ei nu! Deja oamenii, această frică indusă de pandemie, vrută sau nevrută, expandată, voit sau nevoit, a avut efect. Chiar dacă acum se poate ieși în parc, cum un om se apropie de tine, celălalt se îndepărtează. Și deja, dacă nu toată deja lumea vedem cel... cum? Dacă nu toată lumea, cel puțin jumătate sunt cu măști și asta e un mare plus. Vreau să vă propun să citim și niște comentarii, pentru că multă lume ne privește. Poate domnul Ghibu recunoaște, Cecilia Ghibu comentează. Partidele da, politice... comentează tot timpul. A, da, vă urmărește. Domnul Ștefan, o cunoașteți pe doamna Cecilia Ghibu? Încă o mai studiază, da? Partidele politice sunt necesare într-o democrație, însă membrii trebuie să fie aleși meritocratic. Politicianul trebuie să fie în slujba poporului și nu invers. Cu alte cuvinte, omul potrivit la locul potrivit. Și un alt comentariu, Doru Rebenciuc zice, avem un exemplu, Singapore. Să comenteze, îl roagă tot pe domnul Ghibu, să comenteze starea, clasa politică actuală și care crede el că ar trebui să fie soluțiile Partidului Verde de înnoire a clasei politice. Salutări de la domnul Doru Rebenciuc. Probabil și pe Doru o cunoaște, da? Nu mai aveți microfon. Nu, nu merge microfonul. L-ați oprit sau e o problemă? Da, da, eu vă aud. Da, da. Nu, eu nu, aud. Nu merge. Gabi, dacă nu se aude la mine, nu se aude în emisiune. A. Nu, la mine se aude. Ok. N-ați făcut nimic. V-aș sugera să intrați și să ieșiți, dar mă tem că vă pierdem, că atât de greu ne-am conectat. Dacă vă aude numai Gabi, nu se aude în emisiune și atunci eu nu trebuie să vorbiți cu eu el. Aud. Eu l-aud pe amândoi, vă aud, și pe doamna. Opresc, dar și vă mai sun o dată pe toți. Rămâneți în emisiune că vom continua. De lângă Cipru sau Grecia. Ați revenit și acum vă aud. Da, mă auzi? Da, da, acum puteți vorbi. Da. Da, hai că. Deci era vorba de politicienii din România. Vreau să spun că primul contact cu ei l-am avut în 1994 sau 5, acum nu mi-aduc aminte, când am fost contactat de Victor Ciorbea, pe atunci în Partidul Țărănesc, în ideea de a mă folosi, având în vedere că sunt din familia Onisipor Ghibu, și să mă folosească în felul acesta pentru partid. Într-o discuție de 2 ore cu el, mi-am dat seama cu cine am de-a face și nu l-am mai contactat și nici nu m-am mai luat legătura cu partidul și bine am făcut că se vede cine era Victor Ciorbea. Dar eu am observat treaba asta de atunci, din 1994, când 95, când era încă considerat un politician de viitor. De atunci am acționat în favoarea PNL-ului o bună perioadă, până când am văzut că se aliază cu PSD-ul și de fapt nu fac altceva decât aceeași politică. Cunoscând oameni din PNL, mi-am dat seama că nu este cazul să am o încredere în acest partid, dar nici nu era altă soluție. A apărut PDL-ul. I-am susținut o perioadă și pe ei, considerând că altceva, erau același lucru. Și în final a apărut USR-ul,
Vă spun că i-am susținut din toată inima, nu numai așa prin acțiuni, dar și material. Plusul, când a apărut, inclusiv soția a intrat imediat în plus și și acolo ne-am pus tot sufletul pentru ei, până în la alegerile din europarlamentare. Când am discutat cu domnul Barna personal și mi-am dat seama că nu se poate face nimic și nici cu acest partid, după care... Iar v-a dispărut sunetul. Atingeți ceva când vorbiți? Da, a dispărut iarăși sunetul. Dar vă deconectați la vreo... nu știu... sau la tine, Oleg, poate? Nu cred, nu. A? Iar nu se mai aude. Da, ghinion. Atât de interesant, o aspect și temă interesantă și probleme tehnice. Sperăm că nu devină vântul de afară și nici influențe externe. Ce să fac? Mai fac un apel? Mai faceți un apel. Hai să închidem încă o dată. Da. Acum se aude. E foarte ciudat. Da, se aude acum? Da, da. Da. Deci rămăsesem, nu știu dacă ați auzit, că am cochetat și cu USR-ul. Da, și v-ați întâlnit cu Barna. V-ați întâlnit cu Barna, da. Și ce v-a zis Barna de v-a dezamăgit în halul ăsta? Deci m-a dezamăgit pentru faptul că atunci i-am spus să nu participe la alegerile pentru prezidențiale. I-am explicat că nu are nici experiență, nici vizibilitate și că îl va bate până și Viorica Dăncilă. Deci i-am spus-o în față. N-ai nicio șansă să poți și îți faci rău numai partidului. Față de europarlamentare, i-am spus atunci că ei vor pierde minim 8% din voturi. Și așa s-a întâmplat, pentru că cei care au votat la europarlamentare erau susținători ai lui Iohannis, foarte mulți. Eu personal am adus foarte mulți oameni care au votat pentru ei, dar care erau susținători ai lui Iohannis. Și acei oameni au dispărut, ei au căzut de la 22 la 16 sau cât a fost, 15, și asta numai din cauza că el a vrut să fie vizibil. A fost vizibil, dar în sens negativ. Și de atunci face numai gafe și compromite USR-ul, nu știu de ce îl mai țin ca președinte. Cred că acum pun la cale un fel de alianță neformală cu PNL-ul, cu Plus, ca să voteze cel puțin la primăria Capitalei un candidat independent, pe Nicușor Dan. Da. Asta ar putea să țină, dar faptul că deci la prezidențiale evident că am ținut cu PNL-ul și am susținut, dar și atunci le-am atras atenția că dacă încep să nu-și respecte promisiunile și deci iară mint, practic ne ia tot avântul și nu mai avem practic niciun fel de speranță. Și de fapt asta fac. Au spus ceva și fac altceva, din păcate, după părerea mea. Nu, sunt foarte dezamăgit. Nu se aude, Gabi. Și nu v-a dezamăgit Iohannis acum, în felul cum a gestionat criza asta și cum s-a comportat premierul lui? Să știți că am fost dezamăgit pentru intervențiile de tipul stați în casă, dacă nu o să muriți, deci astfel de intervenții nu mi-au căzut bine, pentru că nu poți să ameninți pe oameni cu moartea chiar în felul ăsta. Virusul ăsta nu este atât de periculos încât să consideri că dacă ieși din casă, mori. Sau deja oamenii au perceput treaba asta. Vorbesc și văd pe Facebook, pe treburi. Dom'le, oamenii sunt speriați. Vai de mine, mor. Și da, nu uitați-vă, oricum, da, uitați-vă că a avut efect benefic și în România în 2 luni a murit abia 1000 de
de oameni de COVID, pe când Să în știți că, Italia, da, în Spania, în nu, Marea deci, Britanie, în Statele Unite sau în Rusia, acum mor zeci de mii, ceea ce e enorm. Eu am o, să zic așa, o neîncredere în această cifră de 8.000, de 1.000 și vă spun de ce. În România, în fiecare zi, mor de zeci de ani de zile cel puțin 500 de oameni. M-a corectat cineva pe Facebook că 700. Eu o să zic 500, pentru că în Suedia mor 250 pe zi, 10 milioane, în România 20 de milioane, hai să zicem 500. Din acești 500 mor de COVID numai 20. Imposibil! 480 mor din altă cauză. Care-i cauza aia? Este așa de importanți cei 20 și nu sunt importanți cei 480. Aici este vorba de cum se face raportarea. Și raportarea, de exemplu, în Suedia se face pentru toți cei care au avut și COVID, dar n-au murit de COVID. Au avut și COVID, ei au murit de orice altceva. Eu dacă am făcut o mică socoteală pe informațiile care le am în Suedia, la terapie intensivă au fost doar 1800 de zile oameni care au ajuns la terapie intensivă în Suedia. Ceea ce înseamnă că undeva la cât, dacă o săptămână pe om, ajungi undeva la 300 de oameni care au ajuns în terapie, din care au murit poate 150 într-adevăr de COVID. Restul, până la 3800, sunt oameni ăștia care au murit din alte cauze, dar li s-a făcut și controlul COVID și s-a constatat că au și acest virus. În România sunt sigur că nu se face treaba asta la 500 de oameni pe zi să li se facă controlul ca să se vadă dacă au avut și COVID. Sunt păi absolut virusul ăsta sigur. Se pare că nu te omoară. Te sufoci pentru că el ți-a atacat plămânii ca și cu SIDA. Nu mori de virusul nu, da, HIV, dar nu, da, mori virusul, că nu mai ai imunitate, poți să mori de orice viroză. Bun, dar virusul ăsta la 80% din oameni nici nu are nicio influență. Deci tu mori fără să știi că ai avut virusul. Asta este problema. Aici asimptomaticii. În Suedia se știe foarte clar. Și eu cred că sunt asimptomatic. Pentru că probabil că am luat virusul mergând atâta. M-a durut și pe mine o cap vreo două zile, da? Și am avut un pic de febră, dar n-am avut niciun pic de problemă să ies pe stradă, să mă plimb, să... Deci asimptomaticii sunt cei mai mulți. Mie îmi pare că e de preferat. Asimptomatic, mă scuzați, este că tu nu ai nicio simptomă, dar poți transmite virusul cuiva cu imunitatea foarte scăzută, păi, și acest da, cuiva muri pentru că tu l-ai contactat sau nu te-ai protejat. Sunt de acord, dar cei care știu că sunt în astfel de situație nu ies din casă. Deci aici omul, dacă știe că are probleme de sănătate, el nu este ca să se întâlnească cu mine. Nu se întâlnește nici cu membrii de familie. Deci este un lucru și membrii de familie nu se duc la... Vi se pare just că acești oameni să fie condamnați pentru că eu vreau să vorbesc fără mască sau să... Dar nu mi se pare just ca din cauza la 5% din populație, ceilalți 95% să sufere. Deci asta chiar nu mi se pare just. Totuși eu, mi se pare... Eu cred eu, că acel om bolnav cu comorbidități ar trebui să fie într-adevăr protejat de un sistem foarte bine pus la punct medical, social, luat în evidență. Asta e clar. În România, astăzi, zici, omul sănătos nu poate să facă o radiografie la dinte fără bani. Deci asta e alt subiect dureros, dar hai să ne protejăm totuși bătrânii, cei suferinți, bunicii, da, pentru că mai au dreptul la viață, chiar dacă sunt foarte bolnavi. Deci vedeți, aici în Suedia nu s-a renunțat la acest principiu de a avea grijă de bătrâni. Dar nici nu s-a trecut la peste o limită. Adică am grijă de bătrâni, dar pentru asta
copiii trebuie să stea în casă în loc să se joace prin pădure și să meargă la grădiniță. Aici toate grădinițele sunt deschise, eu stau lângă o pădure, când merg pe acolo este plină pădurea de copii. Eu m-aș simți foarte rău că din cauza mea, că am 70 de ani, copiii ăia să fie obligați să stea în casă. Adică m-a simțit teribil de rău. Da, revenind la autorități și la Iohannis, eu... problema că orice vârstă, tranșă de vârstă este afectată, că poate fi copil, bătrân sau adult. Revenind la Iohannis și la demnitari, eu prefer un prezident, un președinte care mă avertizează și mi-amintește de moarte, decât ca Boris Johnson să mă lase să mă îmbolnăvesc și eu ca premier. Și abia după ce au văzut jumate de populație moartea cu ochii, să ne dăm seama că ar trebui și un pic de măsuri de izolare, nu? Și să numărăm morții cu zecile de mii, decât 1000 în România. Cred că a avut efect, iată, avem și efectul colateral, că populația zice, dar n-a fost grav. N-a fost grav pentru că am stat în casă, dar acum când ieșim, s-ar putea să mai avem un val chiar până în toamnă. Eu zic că Boris Johnson a vrut să dea exemplu. Da, da, și prințul Charles tot așa, Exact. Domnul Ghibu, doamna dragă, o întrebare. Cum l-ați văzut dumneavoastră pe domnul Barna? Eu îl percep ca și un arogant. Eu am fost atrasă de faptul că este un partid în marea majoritate format de intelectuali. Când spun intelectuali, adică cu un bagaj de decizional, un bagaj de informații care te face să iei decizia corectă. Asta am avut impresia prima dată. Studiindu-l mai bine pe domnul Barna, am ajuns la concluzia dumneavoastră că este un arogant, efectiv. Na, până la urmă noi avem partidul și liderul nostru și e bine în emisiunea noastră de partid să nu prea nici lăudăm, nici scărmânăm, băgăm în seamă alți lideri de partid pentru că pierdem din timpul de emisie. Avem aproape o oră de când vom vorbim. Dacă vreți niște concluzii și niște idei de viitor pentru societatea românească, pentru clasa politică românească, pentru cetățeanul, alegător, contribuabil român. Domnul Ștefan? Greu să dau niște sfaturi. De fapt, am constatat că nici nu sunt primite sfaturile. Dacă încerci să dai sfaturi, ești considerat arogant, că știi totul tu și vrei să impui la altcineva. Niciodată n-am vrut să impun ceva, mi-am spus doar o părere, dar așa este perceput orice sfat când vrei să-l dai. Ce este sigur este că eu nu mai văd o rezolvare de viitor în politica românească decât cu un alt partid decât cei care au condus până acum țara. Și de asta am zis că dacă pot și pot să influențez oamenii să susțină Partidul Verzilor, o fac cu cea mai mare plăcere. Mulțumesc mult și vreau să completez aici, având în vedere că domnul Ghibu este tânăr în ciuda vârstei înaintate, eu aș dori să am tonusul lui la vârstă de a coprind, așa, și am zis că domnul Ghibu are o perfectă și experiență și se potrivește rolul de a se ocupa de partea de seniori, fiindcă și seniorii trebuie ajutați. Seniorii din România, noi știm cum funcționează partea aceasta în Suedia și credeți-mă, o să auziți niște soluții din partea unor oameni deosebiți, chiar dacă au vârstă înaintată și cine nu are bătrâni să și cumpere. Mulțumesc, domnul Ghibu. Doamne, cu dragă, plăcere, cu plăcere. Același îndemn e valabil și pentru femei, pentru că vrem implicate și femeile exact. În societate și în viața politică, pentru că le simțim lipsa. Iată, în peninsula Scandinavă, în nordul Europei, sunt mai implicate femeile, chiar în funcții mari ajung, pe când la noi nu știu de ce stau timid în umbră. Eu de asta sunt aici tocmai ca să trag un semnal de alarmă. Prezența femeilor este foarte slabă în viața politică a României, în cazul nostru, iar există o urgență acum la nivelul țării
Urgența asta e de lungă durată, de foarte veche, dar acum chiar că nu se mai poate. Dacă nu acționăm oameni de bună credință, unul la aliniem lângă celălalt cu distanța de rigoare, dar să ne spunem opinia clară și să acționăm în ultimul ceas, nici albinele nu o să mai fie, nici noi. Da. Da. Deci, eu aș vrea ca să cred, eu îmi doresc ca alte discuții să aibă loc și să ne gândim mai aprofundat la ce o să fie, pentru că n-am răspuns în emisiunea asta, am vorbit mai mult de ce a fost și o să poate ne gândim la ce o să fie și o să găsim mici idei. Exact. Da. Apropo de ce o să fie, noi de la Verzi așa am convenit că trebuie să ne gândim clar la viitor și la soluții. Și Oleg, o să te rog să închizi tu cu ultimul cuvânt. Mulțumesc, domnul Ghibu, mulțumesc, doamna Verdinica. Doar un mic anunț. Emisiunile Verde în față sunt luni, miercuri, vineri. Încercăm să aducem cât mai... invitați cât mai interesanți, de calitate, și pe vineri avem invitat pe domnul Aristide Maxim din Bucovina. Este domnul care s-a ocupat de groapa ilegală de pe Mestecheni și care s-a luptat cu imperiul domnului Flutur de la PNL. O să fie o emisiune interesantă, să veniți la Verde în față la ora 7 a 19 a României. Și haide să dezbatem, haide să căutăm soluții. Vă mulțumesc, domnul Ghibu, doamna Verginică, mulțumesc, coleg. Pe curent, mulțumim și eu. Amintesc că au participat în emisiune Emil Ștefan Ghibu și doamna Vergi Nicolae, sau zice dânsa că acum are alt nume, dar așa ne apare nouă pe Facebook, colegi simpatizanți din Partidul Verde. M-a ajutat la comoderare Gabriel Ursescu din Scandinavia, eu sunt Oleg Brega din Drumul Taberei, vă zic seară bună. O seară frumoasă.